Multinati, la nici 3 ani un puști din Deva este dovada vie că dacă destinul tău este să trăiești și să-ți bucuri familia, nimic și nimeni nu te poate întoarce din viață. Nici anestezistul care ți-a întârziat cu 4 ore cezariana urgentă, nici medicul care te-a ținut sedat 3 luni cu un tratament prescris fără investigații și nici plimbatul între spitale. Acest puști, Matei, nu doar că trăiește când nimeni nu mai credea, dar astăzi merge susținut și cu generozitatea noastră a tuturor, va putea merge singur. Nu peste mult timp. Sarcina a fost bine, doar că eu fiind cu antecedente de cancer în trecut, medicul de la Cluj, când a aflat istoricul meu, nu a mai vrut să se ocupe de noi. Supraviețuitoarea celei mai crunte boli, cancer, Natasha poate spune astăzi că a mai supraviețuit unei drame, aceea de a se lupta cu unele cadre medicale pentru salvarea copilului ei. Bătălia a început când, ajunsă în a 32-a săptămână de sarcină, tânăra mamă a simțit contracții. Am plecat la Timișoara. Acolo m-au internat pe terapie intensivă, aveam contracții din 5-5 minute. După 5 zile mi-a zis că totul e bine, deși eu aveam dureri. Mi-a zis că trebuie să părăsesc spitalul. Era perioada COVID-ului. La ora 4 a venit paza și m-a scos afară. În a treia seară, de la externare, spre ora 23, Natasha a făcut hemoragie. S-a dus la spitalul din Hunedoara și doctorița ginecologă a decis imediat cezariană de urgență. După 4 ore jumate a apărut medicul anestezist, medicul pediatru, care erau foarte revoltați că de ce s-au dat așa insistent telefoane, că doar eu cezariană, putea să aștepte până la ora 6 dimineața. Iar doctorița ginecologă a spus, nu se poate aștepta pentru că e un caz de urgență deja. Matei a venit pe lume în zori, avea cordonul umbilical înfășurat de 2 ori de gât și făcuse hipoxie. Bebelușul a fost mutat la Deva, unde era neonatolog permanent, dar nici nu a ajuns bine că a fost urcat în ambulanță cu destinația Timișoara, făcuse convulsii. Normal, leucomană cei care a făcut-o, au rămas niște chisturi și că nu se știe dacă va fi vreodată un copil normal sau nu. Că să ne gândim sau să ne pregătim de ce e mai rău. La 3 luni, medicul consultat de părinți a prescris un medicament cu efect sedativ. Că nu e normal să ținem un copil drogat fără o investigație. Iar la 1 an, copilul a primit și diagnosticul. Tetrapareză mixtă mers-vorbire. Soții Câzu au decis să sacrifice fiecare leu pentru Matei și, ajutați de familie și prieteni, l-au dus pe copil la Barcelona pentru recuperare. Matei avea 1 an și 6 luni. El, până în momentul acela, doar se târa. Își ținea capul, nu mergea în 4 labe. După 6 ore de terapie, acolo, Matei a început să meargă în 4 labe și să stea în fond. Mi-a spus o dată sau de 2 ori că el merge la terapie ca să poată să meargă ca și alți copii. Mai are momente când spune că ține-mă de mână să merg ca și băieții mari. Că băieții mari merg. Matei este astăzi poveste la televizor deoarece a fost acceptat în Statele Unite pentru operația de rizotomie dorsală selectivă și are nevoie de generozitate. Am primit scrisoarea de acceptare în care ne spune că Matei va merge independent în toate mediile dacă noi facem această intervenție. Ne mai lipsesc aproximativ 30.000 de euro. Pe Matei îl puteți ajuta donând 2 euro prin SMS la numărul 8848, dar și prin plată cu cardul ori prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini și ei donând prin PayPal.